Situația este din ce în ce mai gravă din punct de vedere epidemiologic în municipiul Drobeta Turnu Severin. Cazurile de COVID-19 cresc alarmant de la o zi la alta, iar acest fapt determină restricții din ce în ce mai dure. Severinul nu a scăpat de pandemie, ba mai rău, acesta se apropie cu pași repezi de noile restricții dure. Orașul nostru este sub scenariul roșu din data de 21 martie până pe 3 aprilie, rata de incidență depășind 3 cazuri la 1000 de locuitori. Restricțiile dure îi sperie pe severineni mai mult decât cazurile de SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat alte 30 de infectări, iar alți 4 oameni au pierdut lupta cu boala. Mai rău fac. Adică reduc orele la magazin, deja apar mai mulți clienți odată. Deci nu mi se pare că e un lucru bun. Pentru că adună mai multă lume într-un timp scurt, într-un spațiu închis. Toți fug până în ora 17 sau până la câte programe, o să-și termine cumpărăturile și atunci ceva. Dacă muncesc numărul de ore, atunci am pus mai puțin clienți odată în magazin. Deci, e o brambură. Întrebarea nu este unde este, problema este ce facem ca să oprim asemenea restricțiunea ta. Din punct de vedere economic, nu stăm prea bine așa, dar așa că asta e situația. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Severinul este a cincea cea mai afectată localitate la nivelul județului nostru, rata de infectare ajungând până la 3,78 de cazuri la 1000 de locuitori. Noile restricții să mai își vadă de treabă guvernanță, pentru că la noi se bate joc în față, se mănâncă niște bani de cineva. De afară se dictează tot. Și atât am spus. Severinenii sunt sătui de restricțiile actuale, iar gândul că ar putea fi impuse restricții mult mai dure îi sperie. Unii dintre localnicii municipiului Drobeta Turnu Severin consideră că aceste reguli drastice nu sunt de mare ajutor pentru combaterea pandemiei.